Salut! Astăzi o să facem un nou car vlog cu Honda, de data aceasta. N-am mai făcut, cred că, niciodată cu această mașină, am făcut doar cu simbolul până acum. Voi face un clip destinat și începătorilor, dar și celor puțin mai avansați, dar de ce nu chiar și începătorilor. Dacă doriți să susțineți acest canal și în același timp să verificați o mașină, o puteți face cu ajutorul aplicației Car Vertical, găsiți un link în descriere și veți primi și o mică reducere. În prima parte vom vorbi despre cum puteți să schimbați vitezele, mai exact cum să folosiți schimbătorul de viteze în cazul unei cutii manuale, evident, cum să vă deplasați ușor pe loc, adică treapta întâi marș arier, cum să parcurgeți treptele de viteză și după aceea în a doua parte vom vorbi despre tehnica rev matching, practic cum sună sincronizarea turaților, atunci când vreți să retrogradați treptele de viteză pentru o depășire sau pur și simplu vreți să retrogradați treapta de viteză, astfel încât să nu vă dea mașina în nas, să protejați și ambreiajul în timp și de asemenea și distribuție, pentru a nu da șoc în motor. Prima dată să începem cu schimbarea vitezelor. De fiecare dată când introducem într-o treaptă de viteză, trebuie să călcăm ambreiajul. Atunci când motorul este oprit, așa cum este și acum, nu este neapărat cazul, fiindcă nu se rotește nimic în cutia de viteze, dar este o practică foarte bună să călcăm mereu ambreiajul atunci când folosim schimbătorul de viteze. Evident, în timpul mersului trebuie să-l călcăm întotdeauna. Care sunt treptele de viteze? De viteză sunt foarte sugestive, le avem inscripționate de obicei pe fiecare schimbător. Treapta întâi va fi mereu maxim stânga și în față. În unele cazuri la BMW marș arierul este maxim stânga până face un click și după aceea spre față, dar nu este cazul aici. Deci treapta întâi maxim stânga și spre față. După aceea treapta a doua tragem în jos și intră în treapta a doua. Pentru treapta a treia împingem ușor în față și schimbătorul revine la punctul mort. Împingem în față treapta a treia, după aceea treapta a patra tragem în spate, treapta a cincea ușor dreapta și în față și după aceea treapta a șasea pur și simplu pe linia treptei 5 tragem în jos, aceasta este treapta a șasea și marș arierul diferă de la o mașină la mașină. Această Honda Accord îl are în partea dreapta maxim și după aceea în spate. Aceasta este linia 5-6, aceasta este linia marș arierului și acesta este marș arierul, treapta de mers înapoi. Am făcut deja un clip dedicat plecării de pe loc, opririi și altor manevre de bază. Astăzi vă voi arăta doar cum să schimbați vitezele în timp ce sunteți în mișcare și de asemenea cum să folosiți vitezele pentru manevre ușoare. Haideți să începem, pornim motorul. Recomand de fiecare dată atunci când porniți motorul să călcați și ambreiajul, fiindcă scutiți electromotorul de o sarcină în plus de a învârti și cutia de viteze. Am pornit motorul. Mereu ar fi bine să verificați că este pe liber schimbătorul, îl mișcați ușor pe linia 1R, 1 marș arier, așa, stânga-dreapta și vedeți dacă este pe neutru. După aceea puteți ridica ambreiajul. Nu țineți piciorul sprijinit pe ambreiaj, nu țineți ambreiajul călcat cu motorul pornit, deoarece puteți uza prematur rulmentul de presiune. De asemenea, am un clip și în acest sens despre sfaturi pentru protejarea ambreiajului. După aceea ar fi bine să vă obișnuiți și cu lungimea accelerației, mai exact cât de sensibilă este. După cum puteți vedea, acum o calc în podea. Aceasta este maximul. Și dacă o calc puțin, ne putem uita și la turație. Nu este foarte sensibil, este chiar progresivă. Un lucru destul de important, contează și tipul accelerației. În cazul acestei Honda este o accelerație acționată electronic. Practic avem un potențiometru la pedala de accelerație, care transmite niște date la clapeta de accelerație, care are un motoraj. Acel motoraj acționează clapeta, dar fiind un sistem inteligent de gestionare a admisiei, noi să spunem că avem accelerația călcată în podea, dar calculatorul de injecție consideră că este suficient să o deschidă pe jumătate, astfel încât să obținem performanțele maxime. În cazul unei accelerații pe cablu, așa cum am și la simbolul meu, la cealaltă mașină mea, un simbol de 1.4 MPI, sau la Logan, sau la mașinile mai vechi în general, atât cât călcați accelerația, atât se deschide și clapeta de accelerație. Un mic dezavantaj atunci când vine vorba de accelerație electronică este faptul că poate avea o mică întârziere, un mic delay, cum s-ar spune. Și de asemenea, pentru cei mai avansați atunci când vă arăta cum puteți să faceți rev matching, poate să influențeze destul de mult acest aspect.
Haideți să ne punem ușor în mișcare să vă arăt cum folosiți treptele de viteză pentru mersul încet. Evident, dacă plecăm în rampă sau plecăm pe teren plat, folosim treapta întâi. Călcăm ambreiajul în podea, introducem în treapta întâi. Un mic detaliu și când introducem în treapta întâi, dacă calc ambreiajul brusc și bag în viteză, mașina smucește ușor, ușor de tot, fiindcă sincronele pentru treapta întâi de obicei se uzează cel mai rapid, fiindcă este cea mai utilizată treaptă și de asemenea nu este niciun sincron foarte, foarte bun, adică este un sincron mai slăbuț. Deoarece nu bagi treapta întâi atunci când ai 100 la oră, de exemplu. Ați și observat la majoritatea mașinilor, când ești în mișcare, nu poți să bagi în treapta întâi. De aceea ar fi bine, călcați mai întâi ambreiajul, așteptați o secundă, două și după aceea introduceți în treapta întâi, pentru ca arborii din interiorul cutiei de viteze să se oprească din mișcare. Pentru a ne mișca ușor treapta întâi, cobor frâna de mână, îi dau puțin gaz, astfel încât să nu ne moară motorul, și ne mișcăm. Când m-am pus suficient în mișcare, am ridicat complet ambreiajul. Încercați să nu-l patinați excesiv, deoarece îi scădeți durata de viață, evident. Acum avem și puțină rampă. Țin puțin ambreiajul la zona de cuplare până când mă pun în mișcare și mă opresc acum. Acum să vedem cum folosim marșarierul. Marșarierul este o viteză puțin diferită față de celelalte, în sensul că dinții, pinioanele din interiorul cutiei de viteze nu sunt înclinați la unghi și sunt perfect drepți. De aceea se aude și acel crit când dați cu spatele la o viteză mai mare. De asemenea, marșarierul nu este o treaptă de viteză sincronizată, așa că trebuie neapărat să fim opriți atunci când introducem în marșarier. Dacă nu suntem opriți, perfect, o să cârâie puțin. De aceea, atunci când băgăm în marșarier, trebuie să fim perfect opriți, ambreiajul în podea normal, băgăm în marșarier și putem să ne mișcăm. Așa folosim treptele de viteză atunci când ne mișcăm cu viteză mică. Acum haideți să vedem în mișcare cum procedăm. Vom pune și parasolarul, semnalizăm puțin dreapta, dăm drumul la aerul condiționat, închidem geamurile, ne punem în mișcare. Pentru treapta a doua, ambreiajul în podea, schimb, dau de manetă și ridic ambreiajul. Pentru treapta a treia, ambreiajul în podea, treapta a treia și ridic ușor ambreiajul, fără să accelerez. Un detaliu extrem de important, cum am spus, nu accelerați atunci când schimbați vitezele, deoarece dacă accelerați, vă o să vă arăt imediat ce se întâmplă dacă nu ridicați accelerația, motorul evident, nu, nemai fiind în sarcină, o să se tureze de nebun. Accelerez. Vedeți? Se turează de nebună, până aproape de linia roșie, dacă nu ridică accelerația. Acum merg într-o sarcină destul de redusă, 2000 de ture, fiind un motor pe benzină aspirat natural și fiind de asemenea și o Honda. Honda de obicei merge foarte turat, îi place să stea la turații mari. După 4000 de ture, în general, îi place să meargă, mai ales că pe acest Accord 2.0 iVTEC R20 a 3 coduri de motor avem admisie de lungimi variabile. Sistemul iVTEC este pentru economie, deci nu crește capacitatea volumetrică. Dar este bine să mergeți cu motorul nu subturat. Este extrem de rău, mai ales pentru motoarele diesel, înfundați și DPF-ul, EGR-ul, apar depunerile. Știu că la școala de șoferi vă învață să mergeți super subturat, adică treapta a treia, a patra la 40 la oră. Nu faceți acest lucru, deoarece nu este ok. Acum când ne oprim, voi și retrograda puțin treapta de viteză, este semaforul verde. Retrogradez, fac un mic rev matching, adică îi dau un șpriț pentru a aduce turația la 2000 de ture în acest caz, astfel încât să nu dea mașina în nas. Ne continuăm drumul, accelerez. Ambreiajul în podea, ridic accelerația, treapta a treia, ridic ușor ambreiajul, astfel încât să nu dea mașina în nas. Cuplarea să se facă fin. Mai accelerez puțin. Ambreiajul în podea, treapta a patra, ridic ușor ambreiajul. Este destul de important când schimbați treptele în sus, adică schimbați superior. Atunci când ridicați ambreiajul, să faceți destul de rapid, fiindcă dacă lăsați pur și simplu să se pierdă momentul, de exemplu, uitați, bag treapta a treia acum și vreau să bag a patra după aceea și calc ambreiajul, mă fățăi, când îl ridic, puteți vedea că turația crește brusc, deoarece
aceasta a scăzut în momentul în care am ridicat accelerația și am schimbat viteza și dă în nas. Ceea ce nu este plăcut nici pentru pasageri, fiindcă smucește mașina și de asemenea nu este plăcut nici pentru ambreiaj și nici pentru sistemul de distribuție, dacă aceasta este pe curea mai ales, fiindcă poate sări de la punct bine, în cazuri extreme, nu este cazul pentru smuciri foarte mici. Un detaliu foarte important, atunci când schimbați vitezele și mergeți constant și normal, nu smuciți gen așa, nu faceți, nu trageți de schimbătorul, nu-l bruscați, deoarece nu este bine nici pentru sincroane, nici pentru timonerie. Ce vreau să spun, prin asta schimbați în două părți. Ok, acum sunt în treapta a treia și ce vreau să spun, să schimbați prin două părți, așa, nu bruscați. Practic o duceți ușor pe liber și după aceea îi dați în treapta în care doriți să intrați. La fel cu a treia, ceva de genul, nu o mișcați brusc. Dar, cum am spus, suferă sincroanele, suferă și timoneria, suferă aproape tot sistemul care este implicat în schimbarea vitezelor, inclusiv în cutie. Acum ne oprim, dar nu de tot. Treapta a doua, îi dau un mic șpriț ca să sincronizez turațiile și continui. Acesta este rev matching-ul. Este pentru cei mai avansați, în general, nu o să mă înveți asta la școala de șoferi sub nicio formă, dar haideți acum să trecem și la acest aspect. Să vă explic cum puteți să folosiți rev matching-ul. După cum spune și numele rev matching, să sincronizezi turația. Ce înseamnă să sincronizezi turația? În general, atunci când vrei să schimbi într-o treaptă inferioară, în timp ce ești într-o treaptă superioară, de exemplu vrei să faci o depășire și ai nevoie de cuplu și putere. Normal că nu o să începi depășirea la 2000 de ture, îi dai treaptă inferioară ca să o duci în punctul de în turația de cuplu maxim sau undeva în turația dintre cuplu maxim și putere maximă. Mereu când faceți rev matching, sub nicio formă nu băgați treapta întâi, deoarece, cum am spus și la început, nu prea intră în majoritatea cazurilor atunci când sunteți în mișcare, iar pe lângă acest lucru, dacă spunem că ar intra treapta întâi, o să dea atât de tare în nas, din cauza faptului că are un cuplu foarte mare, încât chiar sunt șanse mari să săriți distribuția de la punct, în cazul meu este lanț de distribuție, din fericire, și să speriați și pasagerii. Haideți să încercăm un rev matching din nou, treapta a treia, și o să bag treapta a doua. Cum procedăm? Treapta a doua, îi dau un șpriț și ridic ambreiajul rapid. Pur și simplu. Din nou, cum am spus, clapeta fiind controlată electronic, are și un mic delay, nu știe exact ce vreau să fac atunci când îi dau un șpriț, chiar dacă motorul nu mai este în sarcină. Să încercăm din nou un rev matching. Sunt în treapta a treia, vreau să-i dau treapta a doua. Am 2500 de ture, calc ambreiajul, îi dau un șpriț rapid și a crescut turația, nu a dat mașina aproape deloc în nas. Să încercăm un rev matching din treapta a patra în treapta a treia. Acum o să smucească, o să fie mai ușor, deoarece cuplul este mai mic transmis în treptele superioare. Dintre a patra între a treia este mai ușor. Ambreiajul podea, treapta a treia, puțin gaz, ridic ambreiajul rapid. Pur și simplu nu dă deloc în nas, turația crește perfect, motorul nu se stresează, nu dă nas, este totul ok. Acest lucru îl faceți pentru comoditatea pasagerilor, să nu-i dați nas, pentru protecția ambreiajului și pentru protecția distribuției în general. Imaginați-vă următoarea situație. Să spunem că mergeți, vă deplasați cu viteză mai mică și vine cineva din spate și vă împinge brusc. Acest lucru se întâmplă când nu faceți rev matching atunci când retrogradați treptele de viteză. Dar să spunem că alergați, mergeți cu viteză mai mare, alergați pur și simplu și vine cineva cu aproximativ aceeași viteză sau cu viteză egală cu a voastră și vă împinge. Nu o să simțiți aproape deloc șocul, fiindcă aveți vitezele aproape egale. De aceea este foarte important să faceți și un rev matching, fiindcă protejați și ambreiajul și distribuția, este și mai comod pentru pasageri. Treapta a treia face din nou un rev matching. Ceva de genul. Trebuie pur și simplu să vă mișcați destul de rapid și picioarele și să știți mașina. Nu vă descurajați dacă nu vă iese din prima, deoarece trebuie să cunoașteți bine mașina, exact cum se turează, cum prinde ambreiajul și la un moment dat o să vă iasă destul de ușor. Facem un rev matching acum din treapta a patra într-a treia, ceva de genul, și de asemenea puteți folosi și tehnica heel and toe, cum ați auzit, adică pur și simplu dacă sunteți în frânare și vreți să retrogradați cu rev matching, trebuie să ciupiți cu piciorul drept, pe care este pe frână în acel moment, să ciupiți accelerația. De exemplu, să încercăm aici, n-am nimic în spate, vreau să bag intra a patra a treia.
ceva de genul, cu vârful piciorului drept frânez și cu călcâiul piciorului drept accelerez, în timp ce cu stângul schimbă viteza, o retrogradez, calc ambreajul și cu mâna schimb viteza. Vom încerca din nou un heel and toe aici, dar acesta se folosește de obicei la raliuri, dacă ați observat. Pur și simplu calc frâna, ne asigurăm. Okay. La final, dacă aveți întrebări sau sugestii, lăsați-le în comentarii. Mulțumesc pentru vizionare, nu uitați să vă abonați și să mă urmăriți și pe Instagram. Drumuri bune!